Pentru că suntem în apropierea sărbătorilor de Paște, dar și în săptămâna dedicată activităților extracurriculare, o clasă de elevi de clasa a patra de la școala numărul 10 din municipiu a inițiat un proiect deosebit pe care l-a denumit Din suflet pentru suflet. Copiii și-au dorit să ofere daruri persoanelor cu dizabilități din municipiu și au mers la Casa Combăr. Ne bucurăm să ne aflăm astăzi în mijlocul vostru. Eu sunt învățătoarea copiilor de la clasa a patra, de la școala numărul 10 din Giurgiu și împreună cu ei și la propunerea lor am inițiat un proiect care se numește Din suflet pentru suflet, prin care ei și-au dorit să doneze, să facă mici cadouri cu ocazia sărbătorilor de Paște unor persoane care au nevoie de aceste cadouri și ne-am gândit la dumneavoastră. Bucuroși de oaspeți, adulții cu handicap au asistat entuziasmați la programul cu cântece și poezii de Paște pregătit de copii. Dacă vreți să-i mulțumiți după ce v-ați deșteptat, salutați pe părinți, cu Hristos a înviat, Domnul Iisus din cer aude, ce frumos ați salutat. Și atunci vă va răspunde, adevărat a înviat. Pentru cei care de astăzi le-au devenit prieteni, copiii au confecționat felicitări în care și-au scris gândurile frumoase. De asemenea, elevii au oferit daruri de Paște. La pregătirea pachetelor în care s-au aflat cozonaci, ouă și fructe, au contribuit părinții elevilor, care au oferit sume de bani fiecare după posibilitățile lor.